că te-s prea deștept pentru emisiunea asta. Nu sunt prea deștept. Văd că te dai atât de deștept, fratele meu, încât știi, ți-a pus Borcea capac și spun și eu un capac acum. Că văd că te dai prea deștept. Eu am prezentat una, două din filmele astea. Nu pe toate. Păi nu fii tu atât de deștept, una. Că te dai atât de deștept, că te cași pe tine. De deștept ce ești. Da. Te văd că ești te cași pe tine, bă, prostule. Că ești un prost, ești un prost ce n-am văzut de când sunt. De-aia te ia toți la da, și Gigi și Borcea, că ești un prost care vrei să te dai deștept. Măcar el tace. Tu vrei să te dai mai deștept decât procurorii. Și atunci ești un fraier, ești un vagabond și cu asta basta. Că ești și de procuror, că ești un fraier, bă, du-te dracu de prost de aici. Pe pauza precinuită de incident, Ioan Becali a devenit și mai violent la adresa lui Emanuel Terzian, pe care l-a scuipat și l-a amenințat din nou înainte să plece. Ești prost, bă! Asta e! Ai înțeles că dacă te bate, vreau de aici de cap. Este un incident neplăcut, dar așa se întâmplă când dispar argumentele, apare violența atât fizică cât și cea verbală. Ieșirea lui Ioan Becali a fost comentată pe internet de zeci de mii de oameni. Mulți dintre ei au criticat prezența în emisiunile TV a unor astfel de personaje. De azi încolo, fostul agent Ioan Becali, inculpat în dosarul transferurilor, nu va mai apărea în nicio emisiune televizată din grupul Media Pro.